Vineri 26 august la ora 18, filmul Alcaras, câștigătorul premiului Ursul de Aur, va fi proiectat la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tinere Jean Constantin. Inspirat din viața familiei regizoarei și realizat numai cu actori neprofesioniști, filmul spune povestea familiei Sole, o familie numeroasă de fermieri dintr-un sat mic din regiunea Catalonia, Alcaras. Proiecția face parte din proiectul cultural cinematografic Caravana Filmelor TIF, iar intrarea este gratuită.